aduc aminte și vă spun o experiență, am ajuns în Dobrogea și era în jurul orei 3 la miază. Frații a zis să coborăm la demisolul bisericii, eram în Megidia, orașul Megidia, și să servim masa. Am servit masa cât a durat, 50 de minute, probabil totul. Când am întors la mașină, mașina era spartă, banii furați, aveam 9 zile de evangelizare acolo. Am văzut negru în fața ochilor, așa să zic, să fiu sincer, că Dumnezeu ne încearcă. Și am pus întrebarea, nu să aud altcineva, doar eu să aud și Domnul. Zic, Doamne, n-a fost voia ta să venim aici? Și vreau să vă spun că Dumnezeu a confirmat că a fost voia Lui să fim acolo. Pentru că în fiecare seară, într-adevăr, evanghelizările atunci le-am avut doar în extern, doar în aer liber și în căminele culturale din zona respectivă. Și în fiecare seară au fost oameni care s-au predat Domnului. În fiecare seară. Domnul ne-a purtat de grijă, pentru că banii aia erau pentru a face lucrare de ajutorare. Și Domnul ne-a dat banii înapoi, nu cei care ne-au fost forați, prin altcineva Dumnezeu ne-a purtat de grijă și s-a putut face lucrarea. Și după aproximativ 6-7 luni am întâlnit în America cu un frate slujitor de acolo și mi-a spus, frate Doru, deja am botezat oameni care la evanghelizările în care voi ați slujit s-au predat Domnului. Și am fost bucuroși să auzim lucrul acesta. Chiar în Megidia, mi-aduc aminte că a fost o duminică dimineața plină de har. Când au venit, biserica numără în jur de 100, poate peste 100 de membri, dar localul este destul de spațios și au venit foarte mulți prieteni atunci. Și parcă acum îi văd cum urcau pe scenă bărbați și femei și un cuplu era soț-soție cu lacrimi în ochi, spunea, ne-am săturat să mergem pe drumul celui mort, vrem să mergem pe drumul celui viu. Și am zis, slavă Domnului că uite, sunt oameni care până acum pe Hristos nu l-au cunoscut ca și Domn și Mântuitor și astăzi Domnul i s-a descoperit. Și lucrurile astea nu fac altceva decât să uiți de greu și să mergi înainte. Și de multe ori am spus, dacă trebuie să mergem pentru un om sute de kilometri, o facem. Avem mărturii frumoase și dacă tot suntem la capitolul ăsta și mi se permite, aș vrea să spun, chiar anul acesta, în iulie, prin biserici am mai zis, pentru ca să fim întăriți, lauda să fie a Domnului, spun de fiecare dată. În iulie, anul ăsta, la începutul lui iulie, mă întâlnesc cu cineva din județul Alba, nu l-am cunoscut, din Arieșeni, comuna Arieșeni, și zice către mine, frate Doru, nu mă cunoști. Mă uit la el și zic, nu. Zice, eu te cunosc, anul trecut ai fost cu echipa Hristic la noi, la Arieșeni. A fost o seară deosebită. Acum am încercat să-mi aduc aminte, sigur mi-am adus aminte, le spuneam și celorlalți și majoritatea știau ce știam eu, parcă era o lume plictisită, obosită, așa se arăta seara respectivă. Dar el mi-a spus așa, când ați fost la noi, Dumnezeu pe mine m-a vindecat. Mă grăbeam, dar am fost curios acum să aud care este mărturia respectivă și el mi-a spus, aveam o eczemă pe picior. Câteva luni de zile am pus tot felul de alifii, tot ce mi-a dat medicul am pus. Nu trecea nicicum, mă zgâriam, mă scărpinam pe acel loc, ieșea sânge și după aceea usturime. Și intrând în contact cu tot felul de oameni care avea de 3, de 4 ani, de 5 ani, eczemă și nu scăpau de ea, am zis, Doamne, eu nu vreau să stau atâta timp în cuptorul ăsta. Vreau să mă vindeci. Și zice, când voi ați fost la noi, Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Și ați cântat, ați făcut lucrare. Zice, am stat gură cască la tot ce s-a întâmplat acolo. Când predicatorul s-a dus în față și a spus, dacă crezi, chiar în momentul acesta Dumnezeu te poate vindeca. Eu zice, n-am zis cred cu gura, că eram cu gura căscată. Așa mi s-a exprimat. Am spus cu mintea, cred. Și zice, în următoarea secundă, pe locul unde aveam acea eczemă, spunea fratele, am simțit toarsura. Am știut că Iisus m-a vindecat în momentele alea. Am ieșit afară din biserică când s-a gătat slujba și a spus soției, Iisus m-a vindecat. Am ajuns acasă, am dat pantalonul la o parte de pe zona piciorului unde era acea problemă, unde o avea, și mi-arăta mâna, era la mânică scurtă, mi-arăta pielea de pe mână, așa curată cum e aici, așa era pielea pe picior. Și am zis, dăm slavă Domnului. Și el spunea, printre altele, au fost și alte lucrări care s-au întâmplat de vindecare în seara respectivă. Sigur, timpul nu ne permitea, dar eu am fost curios doar de mărturia lui și am dat slavă Domnului. Și atunci am zis, și am spus și înainte și acum spun, dacă pentru un om trebuie să mergem, pentru că de la Timișoara la Alba Iulia, în zonă și până la Reșeni te duci undeva la 300 de kilometri, dar pentru un om se merită, pentru un om. Ca Domnul să-l vindece. În plus, multe care nu le știm ce lucruri care se întâmplă.
mergem pentru evangelizare, mergem, scopul e să evangelizăm oamenii, să audă Evanghelia, dar vrem să fie însoțită Evanghelia de semne și minuni, pentru că asta era biserica primară. Păstorul din Venezuela cu care lucrăm, am adus în România și spunea, nu Iisus are nevoie de credință ca tu să fii vindecat. Deci, credința ta te-a mântuit, spune Domnul, tu ai nevoie de credință, Iisus nu are nevoie de credință. Și este foarte de